Miercurea Mare e cea de-a treia zi din săptămâna patimilor și are o importanță majoră pentru toți credincioșii. În această zi, în toate bisericile, se face pomenirea femeii păcătoase care a spălat picioarele lui Iisus Hristos cu lacrimi și le-a uns cu mir, în speranța că păcatele îi vor fi iertate. Tot în Miercurea Mare, credincioșii își amintesc și de momentul în care Iuda l-a trădat pe Iisus și l-a vândut pe 30 de arginți. Femeia păcătoasă, aflând că Mântuitorul Iisus se afla în casa lui Simon, leprosul, a mers la acesta pentru a-i cere să ierte păcatele. Deși se îndepărtase de Dumnezeu, femeia păcătoasă găsește din nou drumul spre credință și reușește să obțină iertarea, aceasta devenind mironosiță. Această femeie a devenit un simbol al pocăinței, dovedind că orice om care greșește se poate îndrepta. La polul opus, Iuda, unul din ucenicii lui Iisus, l-a vândut pe 30 de arginți fariseilor și cărturarilor care îl voiau să-l ucidă. Iuda a devenit de atunci simbolul trădării. Conform obiceiurilor și tradițiilor, azi e ultima zi în care femeile mai pot să facă treburi casnice. De acum înainte nu mai e permis să se spele, să se calce rufe sau să se facă treburi câmpenești potrivit obiceiurilor străvechi. Mai mult de atât, în această zi se spune că oamenii trebuie să se împace cu cei care au fost certați și să ierte pe cei care le-au greșit. Nu e bine ca oamenii să se certe, să spună vorbe urâte și să se supere pe cei din jurul lor. Se spune că cei care se ceartă în Miercurea Mare vor avea parte de momente neplăcute pe tot parcursul anului. În toate bisericile din România se face pomenirea femeii păcătoase care a spălat picioarele lui Hristos cu lacrimi și le-a uns cu mir, în speranța că păcatele vor fi iertate. Deși se îndepărtase de Dumnezeu, își găsește iar drumul spre credință și reușește să obțină iertarea. De asemenea, în această zi, tradiția spune că nu trebuie să fii supărat pe nimeni, nici să înjuri sau să ai gânduri necurate. Vorbele calde și cumpătarea îți vor aduce liniște tot anul. În mediul rural, încă se păstrează obiceiul de a toarce, care este interzis femeilor în Miercurea Mare. Se spune că această îndeletnicire poate să întoarcă mințile celor care nu respectă tradiția. Se mai spune și că cei care țin post negru în Miercurea Mare vor fi feriți de boli tot anul. Un alt obicei inedit se petrece în mediul rural, unde oamenii strâng cenușa din sobe și o aruncă în grădină pentru un rod bogat pe tot parcursul anului. Cărturarii și preoții s-au consfătuit acum între ei cum să îl aresteze pe Iisus fără a da loc o răscoală în popor. Căci mulți dintre acei care au văzut faptele sale puternice credeau că el e profetul cel prea înalt și ei s-ar fi revoltat foarte tare pentru orice atentat la libertatea lui Iisus. De aceea demnitarii de atunci au recunoscut că a pune mâna pe el pe față în public nu e potrivit și că numai printr-o trădare ar ajunge mai bine la țintă. Iuda, unul dintre cei 12, s-a oferit ca să trădeze în ascuns pe Iisus în mâinile lor, conducându-i la un loc singuratic pe care Mântuitorul și l-a ales pentru rugăciunile și meditațiile sale. Grădina Ghețimani. În acest loc liniștit ei puteau să fie siguri de prada lor, căci acolo nu exista nicio gloată care să-i împotrivească. Iuda, care înseta mereu după câștig, s-a înțeles cu preoții și mai mari ca să predea în mâinile lor pe maestrul său pentru 30 de arginți. Domnul vieții și al măririi a fost vândut pentru o sumă de dispreț de către unul dintre ucenicii săi pentru a suferi o cară și moarte. Inima lui Iuda nu a devenit deodată așa de josnică și de stricată. Iubirea sa de Mamon a devenit din zi în zi mai mare și mai tare ca și orice alt viciu. În cele din urmă a câștigat supremația față de iubirea sa pentru Iisus și a devenit astfel un idolatru. Sufletul său s-a stricat prin lăcomia lui și un om pe care zgârcenia l-a făcut rob al ei se află în primejdea de a cădea tot mai adânc în pierzare. Iuda s-a bucurat împreună cu ceilalți 12 de favoarea de a asculta de învățăturile lui Iisus și de a fi martor ocular al faptelor sale de jertfire de sine pentru omenirea suferindă. A fost martor al blândeții și al răbdării sale. A văzut că Iisus, deși era însuși obosit și flămând, strâmtorat de mulțimea de sărmani și de suferinți, totuși asculta cu duioșie la strigătul lor și nu respingea pe niciunul fără ajutor. A văzut cum Iisus săvârșea minuni pentru a da muribunzilor sănătate și mulțumire celor deznădăjduiți. El a simțit în propria sa persoană dovezile puterii sale dumnezeiești, dar când oamenii leapă de lumina și urmează orbește pornirile lor, atunci vor fi duși în întuneric și în cele mai rele fapte rămân neluate în consecință. Iuda era din fire zgârcit și el s-a lăsat în voia acestui obicei rău până ce aceasta a devenit patima dominantă a vieții sale.
noi privim cu cutremur la trădarea lui Iuda din ziua de miercuri, dar cazul său e la fel cu a multora din cei care se pretind a fi sub standardul lui Hristos și, în fond, sunt cei mai mari vrăjmași ai săi. Ei nu se preamăresc decât pe ei înșiși și banii își vând cinstea lor pentru bani și pe Salvatorul pentru avantajele lumești neînsemnate. După ce Iuda a făcut învoiala ca să trădeze pe maestrul lor, în mâinile acelora care însetau după sângele său, el s-a amestecat iarăși printre ceilalți ucenici ca și când nu s-ar fi făcut vinovat de nicio greșeală și că nu s-ar fi ocupat decât de pregătirea pentru serbarea Paștelui. Trădătorul gândea cu intențiile sale josnice ar fi ascunse față de maestrul său, deși fiecare zi aducea noi dovezi că cugetele și planurile fiecărei inimi erau descoperite înaintea lui. Iisus a întâlnit pe ucenicii săi pe terasă și ei au observat imediat că ceva greu apăsa sufletul său. În cele din urmă, el le-a vorbit cu o voce plină de tristețe mișcătoare. Iisus s-a rugat foarte mult în acea zi. Din pricina aceasta, sudoarea lui era ca picătura de sânge. Din pricina asta s-a arătat un înger întărindu-l. Din pricina aceasta, atâtea nenumărate dovezi de frică ca să nu spună nimeni că sunt plăsmuite cuvintele Evangheliei. Din pricina asta și rugăciunea lui suna în felul următor: dacă nu e cum voiesc eu, să fie cum voiești tu. A arătat virtutea și înțelepciunea lui, învățându-ne să urmăm lui Dumnezeu chiar când firea noastră ne trage în altă parte. Dar pentru că nu era de ajuns pentru oamenii fără de minte să le arate numai fața plină de tristețe, Hristos a adăugat și cuvintele. Și iarăși, pentru că nu le era de ajuns numai cuvintele, a trebuit și faptele. Și-a unit cuvintele cu faptele, Iisus, ca și cei mai creditori oameni să creadă că a fost om și a murit. Dacă după tot ce a făcut mai sunt încă unii care nu cred că a fost om cu adevărat, cu mult mai mult n-ar fi crezut de n-ar fi fost acesta. Caiafa era atunci arhiereu și toți erau acolo și l-așteptau pe Iisus. Scriptura spune că nici n-au mâncat atunci Paștele, ci în acest scop au stat toată noaptea treji. Miercurea Mare este despre trădare, despre iertare, despre împlinirea profețiilor și despre începutul drumului crucii.